Vă invit respectos să deschidem Sfântul Cuvânt la un pasaj deosebit de frumos și deosebit de important pentru noi, cercetând subiectul despre încercare și ispită, folosind Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, voi reciti versetul 12 și 13, iar apoi vom întoarce la Evrei, capitolul 4, versetul 16, 1 Corinteni 10 cu 13 și Efeseni capitolul 6 începând cu versetul 11. Repet, știu că sunt mai multe texte, dar sunt deosebit de importante și instructive pentru fiecare creștin care iubește pe Domnul și dorește să aibă biruință în încercare. Cuvântul lui Dumnezeu, Marcu, capitolul 1, 12-13, Evrei 4, 16, 1 Corinteni 10, 13 și apoi Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 11. Să ascultăm cu bucurie acest cuvânt al lui Dumnezeu atât de frumos și atât de important pentru noi. Îndată, Duhul a mânat pe Iisus în pustiu, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. Cuvântul lui Dumnezeu de la Evrei, capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și ultimul pasaj din Efeseni, capitolul 6, de fapt începând cu versetul 10, să ascultăm cu bucurie acest cuvânt. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ce dușman formidabil! De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălcate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței și cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, slăvit să fie Domnul. Versetul 17. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința în rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi voi deschide gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, ar cărei sor în lanțuri sunt, pentru că, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin.
Vă invit respectuos să reocupați locurile. Biserică, așa după cum ați observat în ultimele săptămâni, în studiul nostru asupra Evangheliei după Marcu am ajuns la un pasaj deosebit de important, deosebit de instructiv și adeseori puțin înțeles, și anume ispitirea Domnului Iisus Hristos de către Satana. Și înainte de a intra în ispita propriu-zisă a Domnului Iisus Hristos, vom ajunge acolo în scurtă vreme, nu promit exact când, but shortly, este important să ne uităm la subiectul acesta și doctrina aceasta atât de importantă pentru viața creștină, și anume, ispită sau încercare. Văzând căci diavolul este acel care ispitește pe oameni, și am văzut care a fost scopurile diavolului când ne ispitește, și apoi am văzut că Dumnezeu este acel care încearcă pe oameni. Și săptămânile trecute ne-am uitat la scopurile și a lui Dumnezeu atunci când îngăduie să trecem prin felurite încercări. Nu vom repeta aceste lucruri, dar vom lua un pasaj deosebit de frumos care ne slujește ca și un exemplu de o ispită care diavolul a încercat să o aducă în viața robului lui Dumnezeu, în viața lui Iosif. Fiecare din noi cunoaștem istoria lui Iosif și vedem cum, în vorba fratelui antevorbitor, fratele Daniel, care într-o formă frumoasă, teologică și poetică, ne-a arătat că Dumnezeu adeseori folosește lopata pentru a ne încerca, pentru a ne forma, pentru a ne zidi în Hristos. Și, iubiților, Dumnezeu a folosit lopata și în viața lui Iosif. Iosif a fost săpat de frații lui. Dar, cu toate acestea, Iosif, în mijlocul încercărilor, în mijlocul ispitelor de a dezvolta o inimă plină de amărăciune, de o inimă care dorea să se răzbune, să le arate lor, nu face lucrul acesta. Nu avem nici o unghie să spunem sau să argumentăm că Iosif was bitter against his brother, a avut amar în inima și în viața lui. În închisoare, după ce este săpat de nevasta lui Potifar, și acolo nu are reavoință față de ea, nu are reavoință față de Potifar, nu are reavoință față de judecători, ci încearcă, prin orice a trecut, să recunoască providența lui Dumnezeu, deși era în circumstanțe de nedescris de grele. Ajunge momentul acela frumos în care Dumnezeu, după ce a determinat că a ajuns at rock bottom, a săpat adânc, a dat de stâncă care este Iisus Hristos, Dumnezeu îngăduie ca cel mai mare om de pe fața pământului pe vremea aceea să intre într-o încurcătură, să nu poată să știe ce înseamnă visul acesta, are niște pretenții care pretinde o minune ca cineva să le interpreteze, și Dumnezeu este acel care își primește gloria și îi arată lui Faraon prin robul său care a rămas credincios în bine și în rău, care a putut să spună: vai de mine, m-am irosit tinerețea. De la 16-17 ani de zile, domnule, ce rost ai cu mine? Să petrec atâta timp în pușcărie, în tortură, când toți își fac viitorul, când toți își văd chemarea lor, eu să fiu format aici în pușcărie, sau mai bine zis deformat în pușcărie. Ei, dar Dumnezeu este acel care, nu uitați, data trecută am văzut că atunci când Dumnezeu ne pune în cuptor, știe de ce ne pune acolo, știe cât de
tare trebuie să fie temperatura, cât de înalt trebuie să fie focul și el stă acolo până când suntem well done, not medium well. Well done. Și când suntem well done, și aceasta depinde de el, că el este Dumnezeul suveran, noi nu știm. We don't know when we're well done, but God does know. Dumnezeu știe când suntem gata, pregătiți, îl scoate din închisoare și știm cu toții ce s-a întâmplat. Criza aduce pe frații lui Iosif pe rând la el. El nu face ce a făcut datorită răutății, ci datorită înțelepciunii cu care l-a binecuvântat Dumnezeu să probeze pe frații lui. Și aceasta a fost în mâna tare și puternică a Domnului. Este clar că își varsă inima, trimite pe toți afară și strigă: eu sunt Iosif, fratele vostru! Și nu cere socoteală. Nu le aduce reproș. Isn't that amazing? What a godly man. What a godly man. Dar bătrânul Iacov, tatăl lor, moare. Și acum se face sfat frățesc. Și spune: bă, băieți, e vai de noi. Noi, dovadă că ei nu și-au chiar cerut iertare. E vai de noi. Tatăl nostru e mort, acum ne dă tot ce merităm. Dar nu știut ei, ci au știut Iosif. Iosif și-a dat seama, poate chiar atunci, nu știm clar, dar știm că dacă și-a dat seama în pușcărie, este adevărat că a realizat, dar și-a dat seama după aceste lucruri, văzând retrospectiv în viața lui, privind ce s-a întâmplat, a văzut mâna puternică a lui Dumnezeu în viața lui. Cum a rezistat Iosif? Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune că știm cu toții că ispita la care a fost supus Iosif, că diavolul a vrut să-l ispitească, era să-și piardă credința, cel puțin, dacă nu să-și piardă credința, să fie răzbunător împotriva fraților lui pentru chinul suferit pe nedrept. Dar Dumnezeu a avut alt plan. Diavolul a vrut să-l ispitească, să-l distrugă. Dumnezeu a vrut să-l încerce, să-l zidească și să-și aducă lui glorie. Observați cuvintele faimoase din Genesa, capitolul 50, versetul 20. Când spune fraților lui: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. True or false? Brothers, care n-au biruit ispita, care n-au avut credință în Dumnezeu, care n-au ținut piept împotriva uneltirilor celui rău, n-au vegheat și trebuia să vegheze. N-au vegheat. Voi, negreșit, you wanted to finish me. Dar, ce frumos e cuvântul ăla, dar. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. De ce? Să împlinească ceea ce vedeți, ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Smerenia este extraordinară. Dumnezeu a vrut-o, nu că sunt eu cineva, dar el, în mila și îndurarea lui, a decis să mă folosească pe mine
ca să salveze o mare, un popor și ultimately linia mesianică. Iubiților, cu aceste spuse, întrebarea care ar trebui să ne-o punem și care va trebui să ne-o punem mereu este cum? How did Joseph do it? Cum au rezistat sfinții de-a lungul veacurilor? Cum au rezistat martirii ispitelor? Cum au rezistat părinții și bunicii și străbunicii noștri în fostul regim comunist? Cum rezistăm noi astăzi în mijlocul ispitelor seculare, în mijlocul unui neam stricat din cali afară? De aceea ne vom uita în dimineața aceasta la un subiect foarte important și anume mijloace de ieșire sau de a răbda ispita care vine negreșit în viața fiecărui creștin. Mijloace de ieșire sau de a răbda ispita. Mijloacele acestea, iubiților, sunt împărțite în două categorii. Prima categorie este o dependență, după cum vom vedea, de Harul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ca orice altă doctrină în Scriptură, împreună cu dependența de Harul lui Dumnezeu, este și responsabilitatea personală. Întotdeauna totul începe cu Dumnezeu, că El ne dă harul acesta. Dar observați ce spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la prima parte, dependența de harul lui Dumnezeu. Textul care l-am citit de la Evrei, capitolul 4, versetul 16, ne spune atât de frumos în felul următor. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har. El este acel care ne dă acest har, El este acel care ne dă această îndurare, dar observați de ce și cum. Pentru ca să fim ajutați, de cine? Doar de Domnul care dispensează harul. Ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Iosif, aruncat în groapă, vândut de frații lui, pe nedrept în pușcărie, lăsat pierdut, necunoscut de nimeni, a avut vremuri de nevoie, momente în care a avut nevoie de harul lui Dumnezeu. Iosif, știm că a avut o legătură strânsă cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a comunicat și i-a revelat ce se va întâmpla în viața lui și cu viața lui și el a fost credincios viziunii acesteia. A fost credincios Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. Este unul din oamenii exemplari care exemplifică viața Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Și Iosif și noi. Pentru a avea biruință în încercare, pentru a putea să trecem orice barieră, să nu ne împiedicăm, să putem să get over the hurdles. Mă uit în viața noastră, în viața mea. Și nu-i sezonul Olimpiadei, dar una din lucrurile care ne place la Olimpiade este să privim cei care aleargă. Și nu-i suficient să alerge repede, dar le mai pun și bariere. Și bariera mică, mai mare și mai mare, nu știu, de jumătate de metru, de un metru, un metru jumate. Nu sunt specialist să văd cât de înalte sunt aceste bariere. Și, bisor, adesea ori ne împiedicăm în bariere de 6 inci. Nu putem trece peste ele. Dar mai când vin barierele, that we need a pole to vault over.
dacă nu depindem de harul lui Dumnezeu, if we don't know what it means to tap in, not metaphysically speaking, biblically speaking, să ne apropiem de scaunul harului ca să căpătăm har și îndurare în momente de nevoi, când vine nevoia, nu pot să stau în puterea mea, că n-am putere, trebuie să apelez la mila, îndurare și la harul lui Dumnezeu, că El este singurul care dă biruință. This takes faith. This takes faith. Aceasta ia substanță unei vieți creștine. Aceasta nu poate să fie un foc de paie care arde și caută doar spectacol. Este diamantul care sub presiune primește glorie. Sub presiune, sub căldură intensă, aurul rămâne curat. Toate impuritățile se topesc. Nu reziști în cuptor fără har. De aceea, către audiența, autorul Duhul Sfânt cu autorul uman care a spus în vremurile acestea grele, când nu v-ați luptat încă până la sânge, în alte cuvinte, încă nu v-ați dat viața pentru Domnul Iisus Hristos, în încercarea aceasta, frate și soră, nu vom rezista fără harul lui Dumnezeu. Numai harul tău mă ține. Este o cântare biblică. Glorie Domnului. Apoi, Efeseni, capitolul 6, versetul 10, vis-a-vis de dependența de harul lui Dumnezeu, ne spune: încolo, fraților, întăriți-vă în ce? În relații? Întăriți-vă în texturi? Întăriți-vă în e-mail-uri? Întăriți-vă în alianțe? În asta să ne întărim! Întăriți-vă în Domnul. Să te întărești în Domnul, trebuie să-L cunoști pe Domnul. Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul păcii, Dumnezeul oricărei mângăieri, Dumnezeul care ne spune să ne iubim unii pe alții. Asta-i Domnul Bibliei! Dacă ne mai place Biblia. Dacă mai avem nevoie de Biblie. Că zilele noastre putem ușor dispensa cu toate lucrurile duhovnicești. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea. Tăriei cui? Și în puterea tăriei Lui. Apostolul Pavel, după toate încercările, spune: vreau să-L cunosc pe Iisus Hristos și să mă fac părtaș al suferințelor Lui, ca cu orice preț să pot acupuca și eu viața veșnică. Dependența strâns legată de Domnul este absolut necesară, să avem biruință în momente de ispită, în momente de încercare, în momente când viața este deosebit de grea, nu face niciun sens viața noastră, atunci trebuie să apelăm la tronul de milă, de har și de îndurare, să căpătăm har. Doamne, dă har poporului Tău. Deci, în scurte cuvinte, dependența de harul lui Dumnezeu. Cum putem ieși biruitori? Cum putem răbda ispita? Dependență de harul lui Dumnezeu. Now, that's the easy part. Asta e partea ușoară. Și ne-am gândit, that's all there is. Hai să mergem acasă, slăvit să fie Domnul. Well, no, that's not it. Pentru că atunci când depinzi de Domnul, atunci când te apropii de tronul de har, nu înseamnă că stai cu mâinile în buzunar și mesteci gumă. Nu că avem ceva împotriva amestecatul de gumă, dar metaforic vorbind.
It's not, hey, sit back and relax. Brother, take it easy. Don't get so worked up. Don't get so agitated. Nu? Este partea a doua, numită responsabilitatea personală. Biserilor, uitați-vă în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6, versetul 11. Noi avem o datorie care Dumnezeu ne-o încredințează nouă. Care este datoria aceasta? Avem datoria să ne îmbrăcăm. Aici nu mai ne îmbracă Dumnezeu. Ne-a îmbrăcat cu haina mântuirii, o avem. Dar odată ce avem haina aceasta mântuirii, we've got work to do. Viața creștină este o luptă, luptă-te lupta cea bună a credinței. Christianity is a fight. Avem datoria să ne îmbrăcăm și cuvântul Sfânt ne spune îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Cei care citim Scriptura, cei care practicăm dragostea frățească, înfrânarea poftelor, înfrânarea limbii, promovarea integrității, unității, stăruința în rugăciune, frecventare la casa lui Dumnezeu și în zile bune și în zile rele, am început să învățăm ce înseamnă to put on. Now, știți că atunci când nu trebuie să mergem la lucru sâmbăta, ne place să rămânem în pijamale. Sau când e furtună. În Seattle când era zăpadă. It's a snow day. A lazy day. E o zi mai lejeră și așa nu pot să mergi afară că zăpada e mai mare. Acum mai nou poți să lucrezi și de acasă, dacă, mai ales dacă ai generator. Noi adeseori avem lazy spiritual days where we don't put on anything godly and biblical. N-o să avem biruință în ispită dacă nu ne îmbrăcăm cu ce trebuie să ne îmbrăcăm în fiecare zi. Ne trezim în alertă, ne culcăm în alertă. Cuvântul Sfânt ne spune că avem datoria să ne îmbrăcăm. Apoi, tot în versetul 11 ne spune că lupta va fi înverșunată. This is going to be tough work. I like the Romanian translation here. În engleză it's okay, dar nu e așa ca și în engleză spune that you may be able to stand against the schemes of the devil. That's good, it's a good translation, it's a powerful translation. Dar aici se arată că limbajul latin este un pic mai plastic. Observați, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ce? Ține piept. Pentru mine, român-american, asta înseamnă mult. To take your chest and stand firm. This is no time to bow to temptation. Nu este timpul să ne aplecăm capul la ispită. Nu este timpul să fim timizi. Nu este timpul să fim în secret. Și datoria noastră, atunci când vine ispita, Dumnezeu ne-a spus și ne-a încredințat că trebuie să ținem piept. Chest out, head back, move forward. Pentru că și comandantul nostru a biruit totul.
El n-a rămas în mormânt mort, ci a treia zi a înviat și cel care a înviat nu mai moare, este Domn al Domnilor și Rege al Regilor. El este căpetenia oștirii Domnului, slăvit să fie Domnul. He's in charge. Ține pământul în mâna lui. Suspendat pe nimica decât puterea tăriei care este în El, creator a tuturor lucrurilor, cum am auzit la timpul de rugăciune, și susținător de toate lucrurile. În El avem ființă, mișcare și totul. Iubiților, cum să nu ținem piept împotriva uneltirilor diavolului? Vom ține piept? You better believe it, we will. That's our job. Asta e responsabilitatea noastră. Hey? Ca să te îmbraci, ca să ții piept, trebuie să depinzi de har. Vedeți cum se intercalează una cu cealaltă? Nu poți ține piept singur. Și în momente de nevoie, în momentul când, ca și Timotei, care a fost timid, Duhul Sfânt îi scrie prin Apostolul Pavel să nu-ți fie rușine de Evanghelia Domnului Iisus și nici de mine întemnițatul ei. He was close. Toți m-au părăsit. Timotei primește instrucțiuni să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care a fost în el prin punerea mâinilor Apostolului Pavel. Să predice cuvântul la timp și nelatimp, să nu lase pe nimeni să-i desprețuiască tinerețea lui, ci să fie o pildă în toate. Și slăvit să fie Domnul că Timotei a ținut piept. Dacă citiți sfârșitul predicii către evrei, veți vedea că și Timotei a fost închis. Că și lui Timotei s-a dat drumul. So he didn't give in. A fost puternic și tare. Da, responsabilitatea personală. Să ne îmbrăcăm, să ținem piept, apoi, iubiților, în al treilea rând, responsabilitatea personală ne spune că trebuie să știm împotriva cui luptăm. We have to understand who the enemy is. Efeseni 6:12, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. This is not a wimp. Este un expert în amăgire. Este un expert în a ne păcăli. Este un expert să credem că facem lucrarea Domnului când nu o facem. Apostolul Pavel a crezut că face lucrarea Domnului când era Saul din Tars. A crezut că lucrează pentru Domnul și că Domnul are nevoie de el să facă lucrurile acestea, până când mărețul harului Dumnezeu s-a atins de el. Și a spus, stai un pic, pentru ce mă persecuți? Pentru ce mă ataci, Saule? Cine ești, Doamne? Extraordinar, uită ce am făcut! Și n-a uitat-o toate zilele vieții lui. A spus, eu nu merit, sunt cel mai mic dintre toți, că eu am persecutat biserica Domnului Iisus Hristos și l-am atacat însuși pe Domnul Iisus. Nu uitați, fraților! Trebuie să vedem. Și să recunoaștem. Dușmanul este o forță formidabilă, împotriva cărui trebuie să ținem piept, împotriva cărui trebuie să fim îmbrăcați în fiecare secundă din viața noastră. Nu putem pune armura Domnului jos niciodată. Apoi, responsabilitatea personală, trebuie să știm căci armătura care trebuie să o îmbrăcăm
e a lui Dumnezeu și nu a noastră. Cu hainele mele mă simt confortabil. But these are not my, this is not my armor. That means I have to get used to this armor. Înseamnă că trebuie să mă obișnuiesc cu armătura lui Dumnezeu. Observați, Efeseni 6:13. De aceea luați toată armătura cui? A lui Dumnezeu. Nu sunt metodele noastre de luptă, nu sunt metodele firii pământești. Ateșor credem că luptăm pentru Domnul cu armura noastră. Nu. Ci trebuie să ne obișnuim să luăm armătura lui Dumnezeu. Această armătură inițială în viața creștină nu o prea cunoaștem. Nu ne simțim confortabil cu ea și din nou este împotriva naturii noastre. Rugăciunea nu este ceva cu care suntem obișnuiți. S-a constatat că majoritatea creștinilor în biserici care practică rugăciunea, în timp de o săptămână, se roagă cel mai mult la biserică. Și, de exemplu, cum suntem noi, o biserică română, americană, penticostală, avem marți, 2 ore, îndemn, rugăciune, hai să spunem că atunci când se predică ne rugăm și în Duhul nostru, hai să zicem o oră să ne rugăm. Joi, încă o oră. Duminică, jumătate de oră. 1, 2 and a half. Dacă suntem prezenți. Not being having a critical spirit. We understand. În cel mai bun caz, la biserică, 2 ore, 2 ore jumate. Și dacă este adevărat statistica, căci ne rugăm mult mai mult la biserică decât ne rugăm tot restul timpului săptămânii, înseamnă că ne alegem cam cu 3 ore de rugăciune pe săptămână. Dacă venim la biserică, how comfortable is prayer? Cât de confortabil este rugăciunea adevărată? Nu, nu ca foc de paie, ci ca proces în care ne îmbrăcăm în fiecare zi. Când întrebăm pe cineva, frate, soră, ce studiez în Scriptură săptămâna aceasta? What have you been reading this week? What book are you studying in your own personal time? Se scarpină și spune, what do you mean? What do you read? Unde ești în citirea cuvântului? Ai citit Biblia din Genesa până în Apocalipsa cel puțin o dată? Cunoști istoria biblică? Dacă vorbim despre judecătorii lui Israel, fiind în biserică 5, 10, 20 de ani, știi despre ce vorbim? Asta e armătura lui Dumnezeu care ne sfințește. See? Este unnatural to us. Preferăm un videoclip, Facebook, conversații de toate felurile, avem timp cu vârf și îndesat. Dar pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru rugăciune, pentru părtășie, mai puțin. Da, iubiților, aceasta e armătura, după cum vom vedea, și permiteți-mi să
închei secția aceasta la responsabilitatea personală, datoria să ne îmbrăcăm, trebuie să ținem piept, trebuie să știm împotriva cui luptăm, trebuie să știm că ce este armătura lui Dumnezeu și nu a noastră și trebuie să ne obișnuim cu ea. It has to be our own. We have to make it our own. Și apoi trebuie să știm că trebuie să înțelegem că putem să rămânem în picioare. Eu și dumneavoastră nu suntem sortiți falimentului. God didn't save us to lose us. Nici unul care mi-ai dat nu i-am pierdut în afară de fiul pierzării să se împlinească Scriptura. Noi nu suntem fii pierzării. Noi suntem copiii lui Dumnezeu care avem încredințarea, siguranța că Cel care ne ține, ne ține în mâna Lui și nimica din lumea aceasta nu ne poate smulge din mâna Lui. Este adevărat, ne forțează să stăm acolo, dar chiar fără minte am fi să zburăm din mâna puternică a lui Dumnezeu care ține lumea întreagă, ne poate și vrea să ne țină și pe noi. Iubiți frați și surori, vedeți căci Dumnezeu când spune că nu v-a ajuns nicio ispită să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, că Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea. Noi adeseori căutăm mijlocul pe aici. Dar unde e mijlocul? Nu. Mijlocul nu-i aici, ci mijlocul e aici. I-a ieșit din ea. Vedeți clar, dovedit cu Scriptură lucrurile acestea.